mă simt ca acasă aici, bună. Să iau alături pe roz. Să știi că nu sunt săgetătoare, sunt capricorn. Sunt capricorn? Foarte aproape de săgetător. Foarte aproape, nu de săgetător. Fetița mea e săgetător, da, așa cum spuneai. Da. Și cred că am și din una și din alta. Și din una și din alta, da. Mai mult ca sigur. Spuneam... în drum spre încoace, am făcut un Insta story și spuneam că e o zi tare posomorâtă, dar va fi voioasă cu siguranță, zice, fiindcă vin la voi. A venit toamna, gata, 1 noiembrie. Da, schimba, da, treaba. Păi, deja e timpul să fie și posomorât, pentru că a fost vară. A fost până vară ieri. Până mai ieri. Ieri, exact, au fost 28 de grade, așa, exact, că... Ce faceți frumos? Vorbeam despre lucrurile frumoase pe care le faci și știu că ai tocmai s-a încheiat o gală, da, pe o gală care minunată. Faci an de an, din ce știu eu, dar a devenit tradiție la Palatul Parlamentului, gala Atypic Beauty, și e o gală specială pentru că e o prezentare de modă ca și punct central al acestei gale, inedită pe scenă, intră modele de viață în scaune cu rotile, sunt niște oameni extraordinari care au cariere de invidiat, care au făcut lucruri extraordinare în viață, arătându-ne că nu se împiedică de acest necaz, nu? Un, da, necaz i-a dus pe acești oameni în scaunele cu rotile și nu ceva ușor de trecut, da, cu vederea. Dar merg mai departe, cu fruntea sus, învață, ne dau un exemplu de viață. Aceste modele de viață, cum le spunem noi, au defilat împreună cu persoane publice din sportul de performanță, din televiziune, radio, mediul de afaceri. Practic toți prieteni de-ai tăi, pentru că oameni, nu doar prieteni ai mei, sunt prietenii lor în primul rând. Se leagă niște prietenii extraordinare acolo. Mă bucur tare mult că Magda Coman, care este inițiatorul acestei mișcări în România, ea însăși model în scaun cu rotile, a adus pe lume al doilea copil, deci iată că, așa cum spunea și ea în gală, suntem oameni normali, da, chiar dacă ne deplasăm diferit față de voi, suntem oameni cu familii, cu idei de afaceri pe care le punem în practică, avem vieți aproape normale. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne schimbăm noi percepția, exact, să fim mai sensibili și să înțelegem că și în țara aceasta se pot face lucruri mai bine pentru accesibilizare, pentru că este și un experiment pe care cineva l-a menționat acolo în gală. Așează-te într-un scaun cu rotile și caută să te deplasezi într-o zi, singur, cu scaunul tău, nu știu, într-o anumită zonă din oraș. Alege-o tu, pe care o vrei. Centrul, să spun, da? Este cumplit. Adică este practic aproape imposibil să te deplasezi. Trei sau patru dintre fetele în scaun cu rotile care au fost pe scenă locuiesc în Italia sau în Germania. Una dintre ele a fost și la un... a trăit experiența Erasmus în Anglia și povesteau cu toatele că s-au mutat acolo și au schimbat viața pentru că asta. Sunt țări unde le este mult mai ușor să trăiască. Normalitatea este alta. E timpul să facem și noi un pas în sensul acesta. A fost extrem de emoționant tot ce s-a întâmplat acolo. Cred că la eveniment a ajutat și fiica ta, am văzut, nu? Da. Deja e ajutor de nădejde încă de anul trecut. Da? Pentru că, wow, da, mulțumesc. E un omuleț sensibil, în primul rând. O iau cu mine, o implic în astfel de experiențe acolo unde pot, pentru că vreau să învețe cum e viața, pentru că viața e așa, cu bune și cu rele. Viața nu e toată o strălucire, da? Și vreau să știe, să cunoască viața așa cum e ea, să înțeleagă ce înseamnă să dai mai departe, ce înseamnă să ai sufletul bun și deschis, pur și simplu, pentru că sunt destule greutăți în viață. Dacă nu încercăm noi să o înzestrăm, să ne o facem mai frumoasă, să o prețuim, atunci va fi umbră tot timpul. Și noi vrem să fie soare, nu-i așa? Ne aduceam aminte mai devreme, tot timpul când vine un invitat, avem jingle-ul ăsta. Aici este distracție și eu mai cânt din când în când și prin cântări mă mai apucă și mai când te invit aici. Este ție dor de piesa asta. Da. Michi, ai piesa pe undeva, pe la îndemână? Dă-mi că mi-e dor. Are 20 de ani? Precum vezi. Precum vezi. Precum vezi. Precum vezi.
Cătălina! Uite cine e aici! Viața mea! Oare se deschide poarta surprizelor? Invazie! Să nevim ceva putere! Să ridici un uriaș ca mine! Îmi pare rău, nu vă cunosc! Sunteți prea tineri pentru noi! Ușor, de câte ori ai fost la surprize, surprize? Da. De câte am ori două poze acasă pe care nu le dau publicități nici dacă mă omorâți. Dar eu cu Andreea... Cu mine? Da. Hai să luăm loc. Nimic indecent. Nu. Dar este vorba de istorie. Așa, să luăm loc, dragii mei. Nu, e vorba de... Eu sunt surpriza ta de astăzi. Emisiunea Prietenii de la 11. Să zic așa, s-a gândit să te însoțesc în permanență toată ziua de astăzi. Oi de cap. Da. Deci faci cu mine ce vrei. Tu știi ce treburi avem de făcut azi? Te rog să mi le spui pe toate. Te supun la greutăți. În sfârșit. I-am zis soției, iubita mea, îmi pare rău, astăzi sunt nu al trei. Nu mai zic al tău. De câți ani vă cunoașteți? De 1000 de ani. Eu știu exact. Cât? Ia. Există pe internet. Așa? O secvență în care un om... Nu găsești acum. Ah. Trebuie să intre pe un site. Bine. Al unui tip pe care îl cheamă Doru Dumitrescu. Okay. Așa. În 1995, Doru Dumitrescu îi dădea telefon Andrei, care lucra atunci la TVR Iași, și spunea: vii puțin să facem o emisiune de varietăți? Sigur că da, zicea Andreea. Și deodată în redacție își face apariția Andreea Marin. Eu mă ridic, ne facem cunoștință, atunci n-am făcut cunoștință, și a zis: tu vei face o emisiune cu Divertisul. Uh-huh. Da. Până aici nimic interesant. Acesta a fost primul pas. Primul pas, atunci ne-am îndrăgostit. Mă rog, eu m-am îndrăgostit de Andreea. Acum zice. Abia acum ai văzut asta, zice. Băi, marea mea problemă a fost că eram timid. Și nu știam să-i spun... Păreai, bă, s-a schimbat ceva? Nu părea. Da. Încerca să pareze așa. Da, sunt timid. Iar atunci, țin minte că Pastilă, dacă mai țin minte pe Pastilă, era violonistul care semăna cu Băsescu, de la Divertis. Da? Așa. O prinde pe Andreea în timpul filmărilor. Și mă aruncă fix în apă. Exact în apă. Într-o piscină alăturată, Andreea zice: ah! Da, a fost foarte o fază foarte drăguță și mă bucur foarte mult că de-a lungul vremii, și după aceea au trecut multe emisiuni pe la noi, dar am fost de două ori la surprize. Țin minte, odată am și cântat la pian și odată am și repetat împreună. Am fost la Andreea acasă. Ai fost și pe post de Moș Crăciun. Și pe post, așa, eram așa. De toate. Iar dincolo de asta, mi-aduc aminte că în 97 ne-am reunit din nou pentru prezentarea Cerului de Aur. Ce mă bucură este că oameni grei, să spun așa, din televiziune, oameni bine care făcuți, au fost... Da, grei, la propriu și la figură. Dar să fii bine făcut. Din televiziune își continuă sub o formă sau alta activitatea și arată că valoarea înseamnă să știi să faci treburile ca lumea, să respecti publicul pe care ți-l dorești și îl îmbrățișezi, să-l tratezi cu respectul cu care și el te tratează pe tine, fie că ești în muzică astăzi, fie că ești în televiziune, în comunicare, în general. Trebuie să-i respecti pe oameni, pur și simplu. Eu mi-aduc aminte că... Și noi știm lecția. Și cred că același lucru s-a întâmplat și Andrei. Eu am plecat la Antena 1 în 2000, tu după aceea ai plecat din 2002, 2003 sau când ai... Nu, eu am plecat în momentul în care s-a născut fica mea. Așa. Mai târziu. Eu cred că mi s-a întâmplat... Acum 10 ani și un pic. Mi s-a întâmplat un lucru formidabil. De fiecare dată, cei de la TVR ne spun: când mai veniți înapoi? Dar ni se întâmplă foarte des chestia asta. Dar când mai veniți pentru înapoi? Pentru noi e casa noastră. Da, pentru noi acolo ne-am născut și a fost prima dată când am făcut în fața unei camere Hello... Eu sunt Horia, eu sunt Andreea. Dar dincolo de asta, efectiv de fiecare dată, și cred că îi se întâmplă la fel și Andrei, când intri pe poarta televiziunii, știi, exact locurile copilării tale. E adevărat că în locul unei clădiri mari, care este chiar în fața acolo, erau niște copaci. Eu care iubesc copaci, mi-aduc aminte de cum a fost televiziunea acum 25 de ani. Până la urmă nici nu contează în ce televiziune lucrezi, contează felul în care pui știința ta, sufletul tău, creativitatea ta la dispoziția celor care te privesc.
ei nu trebuie să te suporte cu orice prostie ai tu de spus. Trebuie să te îmbrățișeze pentru muncă. Voi am să invit pe Andreea, dacă tot ai zis, Horia, că ești la dispoziție ei toată ziua. Da, sigur, da. După emisiune. Da, da, da. E păcat să nu rămâne și Andreea cu noi după pauză, că, pentru că avem și noi momente frumoase să-i oferim. A, te refer la toată orchestra care stă afară și... Avem de cântat după pauză. Da, astăzi cântăm cu Jeremy Rexdale, câștigătorul X Factor și pentru prima dată în platou de la Prieteni de la 11, doi câștigători de X Factor, bărbați, voci senzaționale și orchestra mai...